În fiecare dimineață, Tudor își pune în gând să facă binele și numai binele. Și niciodată n-a fost mai hotărât decât acum, când lucrează la primul lui film de student la regie. Hai, bă, odată! Iar stai o oră în baie! Ce era al dracului să fie? Iar întârzi la cărbii din cauza ta! Da, vin, vin. Ce faci, mă? Hai, mă, că stau de o jumătate de oră, de ce n-ai banul deschideți, vă, ține-o! Așa, pierde. Dan și Maria, singurii prieteni ai lui Tudor, se căsătoriseră atunci când acesta a intrat la regie. Tudor le făcuse cadou de nuntă o locomotivă electrică. Și de atunci, Dan, pasionat, ca într-un ritual, construia în fiecare lună câte un vagon. Îl facem? Băi, gândiți-vă că ăsta e filmul vieții voastre. Îl facem? Băi, dacă nu vreți să mă ajutați pe bunii mei cu aceste bulangii astea. Da, terminat, hai, băi. De ce a trebuit să schimb finalul? Pentru că, Tudorica, mâine pleci, da? Da? Aud, te rog, da. Eu. Nu înțelegi că profii au dreptate. Că nu mai merg povești de-astea cu au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Îi trebuie un final. Și finalul ăsta îi trebuie un conflict. Și asta n-are film. Păi da, mă, ai spus că faci un documentar. N-ai spus că faci un film despre noi? Acum vii cu ideea asta cu despărțire? Eu n-am nimic împotrivă, dar dacă vede maică-sa la lehliu filmul ăsta, plânge trei zile. Stai, mă, că asta e o convenție, măi. În fost, la urmă, e o ficțiune, voi nu sunteți decât personaje. Hai, mă, tragem finalul ăsta, uite, gata, vă promit. Oricum trebuie să predeau sculele. Asta e, chita, băi, cum se întâmplă. Dar dacă nu ești bine, sunt tu ești de bine. Măi, termină dracu cu vizorul ăla, că mă enervez pe cuvântul meu. Nu merge, mă, jura, dai tâmpită, nu pot, nu pot! Stop! Ce e atât de greu, mă? Mă, ți-am explicat foarte clar, da? Te ridici de lângă el, te duci la fereastră frumos, după care te-ai întors, te-ai așezat, îți scoți tricoul, te întorci și spui, m-am săturat, plec, atât, e greu? Bine, hai că mai încerc o dată, hai că iese! Gata, liniște! Atenție! Motor! Șeze pe utraș nou! Acțiune! Maba, e deștept, ce ți-am spus, mă, că n-o să avem probleme cu dezbrăcatul. Pe așa nu mai tragem niciodată, poftim, dacă vrei, putem, mă. Mă dezbrac și eu, poftim. Iar tu ce faci, mă? Ce faci, mă? N-ai auzit toată lumea dezbrăcarea? Toată lumea dezbrăcarea, nu știu unde ce e aici. Dați-o lumea dezbrăcarea. Asta s-o crezi tu. 6 barul tras 12. Acțiune. Că nu plânge așa perfect. Beau! A fost bine, gata. Gata. Lasă că tragem bine. Puteți să strângeți. M-am săturat. Plec. M-am săturat. Plec. Un baie după ce că nu faci nimic. Ieși-mă odată, n-auzi?
răspunde? Băi, Dane, dracul! Nu, mă, dracul, v-am rugat să nu întârziați! Măi, eu nebunesc, mai am o oră și voi ce faceți, mă? Maria. Ce-i cu ea? Asta pleacă de acasă. Vorbești serios? Trebuie să mă ajuți. Numai tu poți să o oprești. Bine, mă, dar ce-a apucat? Mai avem de tras secvența asta și gata. Mă, tu nu o cunoști, mă. Nu știi de ce e în stare. Pentru că nu ți-am spus. Când am montat al treilea vagon la trenuleț. Așa. A plecat să ducă gunoiul. S-a întors după 3 zile. A fost la Măsa. Mă, tu cu finalul ăsta al tău, mă. Trebuie să o oprești. Mă, știi ceva? Finalul meu n-are niciun fel de amestec cu relația voastră. Nici nu mă gândesc. Maria! Maria, hai, deschide-mă-i! Maria, hai că știu că ești aici! Maria, dacă nu vrei să o faci pentru mine, fă măcar pentru Dan! Haideți, mă! Mă, intrați! Intrați, mă, odată, ce Dumnezeu! Salut! Hai. Salut, băi, ați terminat aici, da? Ești, mă, afară din platou, mă, să vii aici când o să termin. Taio. Băi, băi, pe mine, pe mine nu mă interesează, nene. Eu am platou acum și mi-am adus și nu mă interesează. Lasă-mă, mă, să văd de treabă și gata, asta nu mă interesează. Lasă-mă în pace, știi? 2, așa. 1, hai, dă-te și tu mai încolo. Am 1, 2, aici, 3, dă-te înapoi acum. Deci am 3, 4, 5, 6, 7 și un pic. Deci am 2 acolo. 7... Gata, tăticu, ne-am scos, a? Hai, mă, Maria, mă, dacă nici la Dan nu vrei să te gândești, măcar gândește-te la mine. Pe cum o să apari eu în fața comisiei cu un film ca asta? Nu. Cine a mai pomenit film studențesc fără secvență de sex? Maria. Maria. Băi, vila acasă, te spață, mă, dacă n-ai pe omor. O să curgă și mă afară, tu n-au ce spune. Mi se face frică. Și eu cu cine vorbesc aici, mă? Voi ce faceți acolo? Te așteptam. Ce prost e! Ce, mă, ești supărat? Pisi? Ești figurat? Te-am bătut. Asta e nimică. Am găsit finalul. Băi, băi, stai puțin! N-am înțeles! Care final? Stai puțin! Ce faci, mă? Măcar ai curajul să spui în față ce gândești despre mine. Îți dai seama că dacă pleci acum, eu am avut dreptate cu finalul? Că e mai adevărat decât orice documentar? Asta e. Ți-ai jucat propria ta plecare. E mai adevărat decât toate ficțiunile noastre tâmpite. Bun, să aibă și la mătat ceva, da, bun. Hai, 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 dă în el, caro vine, hai, hai, hai cu orgasmul la cap, recuzita orgasmul. Așa, uite filmare, nenică, uite filmare, caro vine, caro vine. Bun, bun, așa, hai, hai, bine, bine, stop, perfect, gata, am tipărit, am terminat și filmul ăsta, Mulțumesc, către perfect, Tarkovski, ești curat, mulțumesc, Necu, mulțumesc, Nea George, Nea Marine, scoate 2000, perfect. Ai văzut, bă, copilul cât se face treabă? Dacă ne descoperam eu, filmați voi pe dracu asta. Hai, mă, lasă jos, că măcăne, mă. A fost bine, mă, la voi, dacă măcăritori de astea, ce filme dracu să fac. Te vorbesc de bani pomenită, mă, cine starul vă fac să vă uite că cum are. Cum e, mă, e un efluviu, băi, hormonii tropăie pe aici, pe studio. Dai seama că filmăm cu cine încuiate. Bun. Cei trei nu s-au mai întâlnit de atunci. Dan, rămas singur, s-a jurat că nu o să mai facă niciodată trenulețe de jucărie. Maria s-a întors învățătoare în orășelul ei și de atunci se spune că nu-i mai plac niciun fel de filme. Cât despre Tudor, a trecut cu greu anul. Dar din acea zi, tatăl său nu s-a mai plâns niciodată de el, pentru că băiatul, se spune, a renunțat.